În data de 24 mai, reprezentanții primăriei municipiului Călăraș au demarat acțiunea de demolare a construcțiilor aflate pe malul brațului Borcea. Lucrările de demolare vor dura 2 săptămâni pentru eliberarea terenului pe care va fi construit portul de embarcațiuni ușoare din municipiul Călăraș. O parte din cetățenii care aveau construcții în zona acuză reprezentanții primăriei că nu au acționat corect, iar de cealaltă parte, administratorul municipiului Călăraș, Eduard Grama, declară că oamenii nu au drept de proprietate sau măcar un contract de concesiune al terenului. Domnul Grama, scoteam și eu astea frumos. Mai mă foloseam de el, domnule, e munca mea, crede-mă. E munca mea, putreziciunea, așa cum e ea. Dar credeți-mă, deci eu am muncit pe tot ce am făcut aici. N-am furat nimic. V-am promis solemn. După amiază mă apuc de treabă. Dar nu se face nici așa, domnule, abuzul ăsta. Nu e niciun abuz. Nu e abuz. Cum, domnule, să nu fie abuz? Domnule, dacă nu era drumul ăsta, pe unde ieșeau ăștia? Dumneavoastră știți că eu am făcut drumul ăsta aici? Și groapa aia la sălcii acolo am ascupat-o cu toți care suntem aici și s-a făcut drumul ăsta să facem cale de acces. Domnul Grama, deci nu e nicio minciună. Deci tot ce s-a întâmplat, tot ce se face aici și tot ce s-a făcut, s-a făcut cu muncă. Și cu banii noștri, domnul Grama. Și zbănișorii noștri, nimeni nu ne-a dat 10 lei, 5 lei nu ne-a dat. Domnule, am înțeles și normal să se... Situația asta era mai simplă dacă ne dădea o relocare, ne punea și punea. Și ne luați așa, facem o grămadă acolo și... Păi da, domnule, domnule administrator, ieri ați început acțiunea de demolare a bărăcilor de pe malul Borcei. Cât timp va dura această acțiune și dați-ne mai multe informații despre activitatea în curs? Acțiunile de demolare vor dura 2 săptămâni. Ieri am început această demolare, pentru că, așa cum știm, de 2 ani de zile se discută de demolarea caselor construite ilegal pe brațul Borcea. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă aici, construcții insalubre, construcții care nu au avut autorizație, construcții care au fost agreate de vechile administrații. Cum au reacționat oamenii? Au înțeles necesitatea derulării acestei acțiuni? O parte au fost extrem de reticenți și au încercat să opună rezistență, amenințând chiar că vor merge în instanță, dar după cum știți, nu au documente care să justifice, pentru că nu au calitate să meargă în instanță. O mare parte din cei prezenți aici au înțeles că, într-adevăr, trebuie să existe un moment zero și să încercăm să dezvoltăm într-un fel municipiul Călăraș. Ce se va întâmpla cu baza de canotaj? Rămâne pe poziție? Ce decizie s-a luat? Baza de canotaj, din cauza actualului director Chirilă, care a fost unul dintre opozanții acestui proiect și cel care a trimis o negație către Ministerul Trenetului și Sportului, va rămâne îngropată, pot să spun, în noul proiect Promenadă. Acolo investițiile nu vor exista în perioada următoare, chiar am înaintat și la sfârșitul anului 2020, împreună Consiliul Județean și Primăria Călăraș, am înaintat o adresă către Ministerul Tineretului și Sportului să ne fie dată ori în proprietate, ori în administrare. Și chiar săptămâna trecută colegii mei au primit un telefon de la MTS și să sperăm că lucrurile vor decurge normal. Aș vrea să clarificați un lucru pentru toată lumea. Persoanele care au fost demolate de aici vor primi teren în altă parte? Au fost discuții în acest sens. Încercăm să găsim o soluție legală, dar la acest moment nu s-a identificat o zonă unde ei pot fi relocați, pentru că nu poți să construiești o casă pe un teren care nu este al tău. Primăria sau Consiliul Județean constată acest lucru și să fie obligată primăria să-ți pună la dispoziție un alt teren. Deci, deocamdată nu.
Odată eliberat terenul, în cât timp considerați că vor începe lucrările la portul turistic, la promenadă, la cele două proiecte aflate în derulă? Ordinul de începere la portul turistic a fost emis, iar la promenadă estimăm că în două luni de zile va fi emis ordinul de începere. Nu a fost ilegal. Nici nu știți dumneavoastră primele contracte care au fost. Primele contracte au fost făcute cu Oga, obligat să consolidăm mai. Nouă mașini de piatră am băgat aici. Domnule, așa erau timpurile. Că cine vine la guvernare și face de capul lor, asta e altă treabă. Nu facem de capul nostru. De capul lor fac. De 2 ani de zile că urmează să implementeze un proiect. Suntem sătui de politica românească. Sunt trei luni de zile în care putea să vă luați măcar cât un ghifeș de flori. Domnule, nu ați făcut. Domnule dragi, sunt trei luni de zile când ați primit tomatile. Ați spus unde ne ducem? Nu am spus unde vă duceți pentru că ați avut ocupare temporară. Dumneavoastră n-ați mai avut contract de la... Domnule, că ne aruncați așa în neam. Bă, vă dăm și vouă în pomii acești. Asta era problema. Asta am discutat, că avem reprezentanții în zonă și pe tine la și-l încarcă. Sau aduceți o mașină și îl încărcați. Adică demontăm barăcile și nu demontăm gard. Vrei să-i demontează și chiar baraca? Cu tot. Acum? Nu astăzi, că sunt alte zone unde... Și am acolo congelatoare, poate vreau. După ce scoateți și eliberați? Nu trebuie să mă duc să mă învăț undeva. În regulă. Păi cum? Mă învățăi și... Unde mă mut? Dumneavoastră aveți posibilitatea să eliberați baraca, să vă cărați absolut tot ce aveți acolo și după aia demolăm. Păi, e vorba să mergem mâine la... Mergeți și mâine și discutați. Să vă dea altă locație, bine.
Să vă dea altă locație, dar astea oricum se vor demola, nu înțelegi? Păi domnule, sunt de altă parte, unde să mă mut, nu? Dar asta nu înseamnă că dacă mergeți să mă mut, mâine, nu trebuie să vă mutați de aici. Mă mut, domnule, sunt de acord cu dumneavoastră, faceți ceva frumos. Dar dați-vă în altă parte. Deci băgați și în gardul ăsta de aici, unde aveți bun. Ăștia zici că îmi demolează el. Mai mult să chinuie dacă ești, mai mult. Demolează el acum, băiatul. Nu vezi că lucrează acolo. Păi dacă le iau, cum pare acolo mare? Deci nu mâine, eu spun dacă astăzi la ora 2, nu ești aici așa cum ai promis să demolezi. Domnule, dacă mâine nu mai găsești nimic aici, bine, are mai mult de atât ce pot să spun. Deci la ora 2 se apuci de demolezi. Da, contract absolut niciodată, nu a avut nici măcar bunăvoința să plătească ce 108 lei anual pentru ocupare temporară, dar investiția, după cum vedeți aici, de 50.000, 60.000 de euro, 70.000 de euro și am înțeles că persoana respectivă ar fi un important om al ANAF-ului, un reprezentant al statului care poate fi un exemplu de urmat pe viitor. Dacă domnul de la ANAF consideră că așa se poate construi în oraș, nu știu cum poate lucra acolo. Oameni pentru care legea nu a contat absolut niciodată. E doar prin înțelegeri mărunte cu reprezentanții statului au reușit să construiască aceste case. Dacă un reprezentant al statului român care lucrează la ANAF cu un salariu de 3-4-5 mii de lei pe lună poate face o investiție de 60-70 de mii de euro, mă gândesc că
ce poate face un director al ANAF-ului. Cred că poate construi pe întreg malul Brațului Borcea, nu? Nu contează că-i proprietar. Nu, eu vreau înaintea dumneavoastră. Ilegal aici. Nu puteți face afirmația asta. Trebuie să-mi dați cuvântul să contez. Dați-mi un document că sunteți un proprietar. Sau măcar că aveți un contract de ocupare temporară. Sau măcar că aveți un contract de concesiune. Nu aveți absolut nimic. Decât un tupeu fantastic. Nu, cred că tupeul aveți una. Eu l-am, eu am nu este normal. Deci explică Mihaela care-i treaba. Nu, mi-ați dat-o azi dimineață, da? Nu, dumneavoastră, neavând contract, nu vă cât am informat. De ce? Înțelegeți? Nu deci era normal? N-ați avut, n-ați avut bunăvoință? Cum vreți să plătiți 100 de lei pe an? Deci, credeți-mă. Uitați-vă, cine aici? Deci n-ați avut bunăvoință? Nu, nu, nu. Deci tipurile de astea administrative, are secretarul general, comunică actele administrative prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare. Da, o să respecte legea și... Dar nu, până atunci nu demolat. Îmi pare foarte dispoziția rău. Este valabilă de un moment. Nu vă conforma pentru că nu existați fizic aici. Înțelegeți? Nu sunteți fizic. Sunteți o persoană din oraș. Dar fizic, dumneavoastră ați construit ilegal aici. Deci dumneavoastră, în momentul de față, nu aveți absolut nimic. Nici măcar un simplu contract. 100 de lei, pentru că Mihaela, colega mea de la primărie, da, domnule, din evidențele noastre nu aveți nimic. Domnule, poziția mea nu a fost tulburată până acum, de nimeni. Dumneavoastră ați venit acum. Păi nu sunt eu de, sunt de 30 de ani aici. Nu sunt proprietar aici. Greșit? Îmi pare rău, nici eu s-ar putea să am dreptul de proprietate aici. Dovediți-o. Păi nu o să vă dovedesc în instanță. Eu nu, eu nu am avut cum să intentez împotriva dumneavoastră o acțiune judecătorească atât timp cât nu e nici măcar o somație în asta. Păi nu existați. Cum să nu exist? Ia uitați-vă. Nu, eu nu exist. Da, nu există. Există toate bunurile. Deci eu nu pot să vă spun decât să continua. Eu mă voi îndrepta împotriva dumneavoastră ca persoană fizică pentru că abuzați. Nu e normal. V-am zis. Dumneavoastră, la momentul ăsta, ocupați un loc care nu e al dumneavoastră. Unde știți, domnule? Nu existați în documentele primăriei. Dar nu ați înțeles că dumneavoastră ați preluat după mine? Ce să preluăm după dumneavoastră? Dreptul de proprietate. Eu eram aici când v-ați deci preluat dreptul de proprietate. Noi suntem proprietari, asta trebuie să înțelegeți. Nu știu, eu vă contest dreptul de proprietate al dumneavoastră. Ați avut termen legal care la termen, momentul când s-a făcut niciun termen. Domnule, nu înțelegeți, nu am avut eu termen legal, nu aveam de unde să știu că dumneavoastră la cine s-a bulat. Am pus la dispoziție documentele, deci, cartea funciară și absolut tot. Haideți să mergem. Foarte rău. Nu. Ce carte funciară? Acum le-ați adus?
Dar nu trebuie să vă fac dovadă. Dumneavoastră trebuia să se conștientizați. Eu vă spun un singur lucru. Eu vă spun un singur lucru. Deci, încă o dată, mă repet, cu atât mai mult vă rog să filmați, doamne. Mă repet, posesia mea nu a fost tulburată 30 de ani. Deci vă rog să nu intrați aici. Eu vă contest dumneavoastră dreptul de proprietate. Atât. Faceți o instanță. Păi, aveți drept, aveți mașină. Una, alta, atunci cu rugăminte. Păi nu, până atunci. Vă rog să stagnați tot ce ați început. Nu stagnăm absolut nimic. Ați avut la dispoziție o perioadă îndelungată, ați fost informat public, domnule, și ați refuzat. Ați refuzat. Eu nu am Facebook. Ați refuzat. Atenție. Nu am refuzat. Pentru că aveți o investiție aici de cel puțin 50.000 de euro în condițiile în care nu sunteți proprietar. M-ați înțeles. Eu... Sunteți proprietarul imobilului? Eu faceți da, dovadă. O să-mi fac demersurile să devin proprietar. Faceți-mi dovadă. M-ați înțeles. Eu tocmai asta fac demersurile să devin proprietar. Pierdem vremea, nu discut cu proprietarul. Aduceți-mi proprietarul, dacă sunteți dumneavoastră, să faceți-mi dovadă. Eu voi fi, domnule, proprietarul, asta trebuie să înțelegeți. Asta urmează să o, asta o voi dobândi într-o instanță. Chiar o să mă uiți pe declarația de avere, adică dacă apare casa, dacă apare casa proprietate pe declarația de avere. Nu e nicio problemă, dar chiar o să vă verific declarația de avere și dacă aveți casa pe declarația de avere. Și vă spun că nu aveți. Domnule, și în mod intenționat ați... Asta este o casă de vacanță? Nu, pe care... o casă de vacanță, bănuiesc, de moment ce nu aveți pe declarația de avere, cu niște costuri, poate nu puteți să le justificați. Proprietatea nu puteți, proprietatea nu puteți și cred că nici casă. Eu sunt, am cu ce să demonstrez. Nu e cazul să dezvoltăm subiectul. Regul, atunci. Vă rog frumos. Deci vă rog. Haideți să vedem care e ce mai vorbit în orașul ăsta. Dar nu e cazul. Atâta timp cât nu puteți face dovada că sunteți proprietari, pentru că până mâine veți avea inclusiv, acțiunea mea în judecat. În regulă, sunteți liber să o faceți. Păi tocmai de-aia vă și cer să întrerupeți, pentru că asta vă calitate de ce calitate aveți dumneavoastră? Deci, uite, eu v-am zis, contestatar al dispoziției... Verbal sunteți contestatar verbal? Domnule, mi-ați prezentat o dimineață, da, o să vedeți. Mâine dimineață, la prima oră, asta va fi depusă la judecătorie. Nu vă cunosc, nu știu cine sunteți, faceți-mi dovada că sunteți proprietar. N-ați înțeles. Eu am înțeles foarte bine. Asta vă explic acum. Eu voi fi proprietarul. Proprietar. Eu vă demonstrez că voi fi proprietar. Păi tocmai de-aș niciodată nu veți. De ce? Pentru că nu aveți acte de proprietate. Proprietarie primăria Călăraș. Nu. Dumneavoastră nu. Proprietar nu este primăria Călăraș. Ilegal. Uitați. Ilegal. Un teren. Uitați. Deci acest document la care faceți referire. Îmi pare rău, dar eu am solicitat o dată, da? Scrie clar aici că urmarea cererii, terenul nu aparține domeniului public sau privat al municipiului Călăraș. Deci vă rog să țineți cont de chestia. Nu mă interesează, este un act doveditor. Vă înțeleg pe dumneavoastră? Era nu e, dar eu cu ăsta vin în fața dumneavoastră. Și vă rog să montați astea la loc. Deci atât timp că nu sunteți proprietar. Uite, domnule, eu vă am adus o dovadă că dumneavoastră mi-ați dat o adresă că nu sunteți proprietar. Nu sunteți mai presus de lege, asta la păi nimeni nu e mai presus, nici dumneavoastră. Eu am venit în calitate de proprietar. Nu, domnule, n-ați înțeles. Nu, în niciun caz. Eu cred că nu sunteți proprietar. Eu cred că vă înșelați. Atât timp, dumneavoastră asta mi-ați dat. Proiectul ăsta care se va... Da, nu mă interesează. Eu vreți să vă arăt câți bani, știți câți bani sunt alocați în buget? Adresa aceea este din 2014, la momentul acela. Eu vă prezint câți bani sunt alocați în bugetul dumneavoastră. Care e hotărâre? Vreți să vedeți? Cum ne prezentați? În momentul acesta... Pentru că e o hotărâre care, la care are acces oricine. Ia dați-mi să vedem. Hai să vedem. Haideți ca să vă explic. Ce să-mi explicați dumneavoastră? Credeți că îmi trebuie școală prea multă ca să înțeleg și o de astea? Haideți să explicăm, Ia uitați, este hotărârea dumneavoastră? Da. Da? Este din 10 mai 2021? Da. Hai să vedem, arătați-mi și mie unde aveți bani alocați. Pentru ce? Pentru proiectul ăsta. Păi banii sunt pe fonduri europene. Păi pe fonduri europene? Înțelegeți? Domnule, păi ce, aia, nu se reflectă în buget? Nu. Cine azi? Păi cum îi reflectăm în buget? Păi ia uitați, vi-i arăt eu. Ia arătă. Vă arăt. Ce credeți că e atât de greu? Hai nașule, că nu să mă îmbrac și eu să mă apucăm de treabă. Păi nu, dar nu-i corect cum procedați. Stați un pic, ce mă grăbiți. E corect că ați construit aici? Da. E corect? Da, da. Uite, proiecte de finanțare. FEN. Înseamnă? Așa. Ce înseamnă? Finanțare europeană nerambursabilă. Așa, spune. Câți bani avem aici? Ia spuneți-mi dumneavoastră, că eu nu văd bine. Cred că dumneavoastră sunteți în afara... Bun, nicio problemă. Haideți. Să ajungem la îmbunătățirea navigabilității. Da.
Dar ce e aia? De ce să fac? A trebuit să studiez și asta. Dar nu a avut cine să ia uitați licență. E, până, eu nu ești licență nimeni. Păi, atâta timp cât sunt bani europeni. Deci atâta timp cât sunt bani europeni. Deci nu ați trebuit să aloce o nouă mărie. Dar eu, de aia am zis, mie trebuie să-mi acordați termen. Mi-ați dat, ați venit cu o dispoziție, o puneți în... Nu existați. De cum să vedeți? Nu existați. N-ați avut... Domnule, eu v-am prezentat 100 de lei. N-ați înțeles? Deci, eu deci 100 plătesc, de lei pe eu am avut bunul simț. 100 de lei pe an. Să înțelegeți. N-ați plătit 100 de lei pe an. Înțelegeți deci, odată. Nu insistați în a mă face nesimțit. Pentru că nu-i frumos. Pentru că din evidențele noastre noi nu vă avem. Nu mă interesează pe mine. Eu am vrut, am avut toată bunăvoința. V-am arătat adresa. Dați-mi documentele. Păi da. Eu nu v-am arătat adresa. Ce vreți să vă arăt mai mult? Deveniți proprietar din baza la ce? O dorință, toți dorim. Nu, domnule, deci eu v-am zis, posesia mea este netulburată 30 de ani. Eu aici, terenul ăsta, eu l-am făcut. Nu l-a fost nici al dumneavoastră, nici al lui Rom Silva. Și fiind cine? Eu, persoana fizică, Ștefan Avram. De ce? Pentru că mi-am adus, am adus pământ, am pământit, am avut acordul apelor române. La momentul respectiv, era una din condiții Domnul Sergiu figurează în documentele primăriei. Lăsați-mă, domnule, dar cu asta este. Eu nu sunt plătitor? Haide, stați liniște. Pentru locul ăsta nu există. E altă treabă. Domnule, este altă treabă, n-ați înțeles. Nu există, pentru că nu exista dreptul dumneavoastră de proprietate asupra terenului. Îl avem, l-am pus la dispoziție. Nu e, domnule, care? Ce mi-ați arătat? Dumneavoastră aveți. Mi-ați arătat oricum. Cu asta ați venit la dispoziția de partea primarului. V-am primarului pentru un act administrativ. Domnul primar, de-aia v-am zis, spui, mie mi-a dat, la vremea respectivă, mi-a dat un act din care rezultă că nu sunteți proprietari. Și între timp primăria a devenit proprietar. Da. Păi între timp, de ce nu ați venit să-mi spuneți? Să mă trageți de urechi. Bă, băiatre, vezi că eu am devenit proprietar. Te rog frumos să dispar de aici. Nu mi se pare normal? Nu, nu este corect. La persoană fizică trebuia să fiți identificat la rolul primăriei. Deocamdată acest eu asta am și făcut. Da? Eu am avut toată bunăvoința, am venit la dumneavoastră. Da. Și mi-ați dat un act din care rezultă că nu sunteți proprietari. La 2014 bănuiesc actul. Noi vorbim, suntem în 2021, îmi pare foarte rău. Nu contează, domnule, între deci timp, dacă ați devenit proprietari. Dumneavoastră, dacă aveți acasă, dacă vă intră cineva pe proprietatea dumneavoastră, nu-l luați de urechi să-i zic că ție ești mai afară? Aveți instanță, mergeți în instanță, contestați actul administrativ, spuneți calitatea care o aveți, că nu existați. Nu, este greșit ce spuneți dumneavoastră. Eu v-am spus, eu am calitatea aici, tocmai pentru asta. Eu mi-am. Eu am avut bună voie. Clădirea mea exista și inclusiv când a scăpat dumneavoastră dreptul de proprietate. De ce n-a fost intabulată cu clădirea mea? Păi nu exista. Ai, nu. Eu vorbesc 2020. Cum să nu existe fizic? Fizic de aia exista. Autorizație? Dar nu contăm, mă întrebați dacă am sau nu autorizație la momentul respectiv.